înviat din morți, călcând cu moartea Lui și cu învierea Lui în picioare puterea morții. Slăvit să fie numele Lui! De aceea încă răsună vestea cea bună și de aceea încă sărbătorim cu multă, multă bucurie evenimentul. Evenimentul acesta, frați și surori, dragi ascultători, s-a petrecut acum 2000 de ani. Însă vă rog să rețineți că încă atunci, în prima zi a Învierii, au existat diferite atitudini față de evenimentul acesta. Citind Scripturile ne putem da seama de lucrul acesta. Citind cu atenție cele patru Evanghelii din Noul Testament, ușor distingem adevărul acesta, diferite atitudini ale diferitelor persoane. Aș dori în această dimineață, cu ajutorul Duhului Sfânt, să vă prezint câteva din aceste atitudini care au caracterizat pe diferite grupuri de oameni. Nu doar ca să ne aducem aminte de cazul acestor persoane, ci menționând faptul că aceste atitudini de atunci se perpetuează de-a lungul istoriei și există exact aceleași. Și astăzi, când se sărbătorește, după 2000 de ani, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus. De aceea, scumpii mei, vreau să vă prezint trei atitudini mari față de adevărul Învierii Domnului Iisus Hristos, cu gândul și cu scopul că Duhul Sfânt ne va ajuta pe fiecare să ne cercetăm pe noi înșine și să ne regăsim locul. Oare între care din aceste atitudini, între care persoane, cu care atitudine ne putem identifica astăzi, noi cei care ne numim copii ai lui Dumnezeu, noi cei care ne numim creștini, noi cei care sărbătorim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă rog să observați că o prima atitudine, cum am citit din Evanghelia după Matei, este atitudinea făgăduirii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog să rețineți și să vă cutremurați la faptul că în aceeași dimineața Învierii, din același loc, de lângă mormântul gol, au plecat atât vestea cea bună, că Iisus Hristos a înviat din morți, dar și tăgăduirea acestui măreț eveniment. Ce trist adevăr! Și vă rog să rețineți că această tăgăduire aparține celor care, fie că nu cunosc Scripturile, fie că au mistificat, cum spune Apostolul Pavel, au stricat prin propriile lor interpretări cuvântul lui Dumnezeu. Spun aceasta pentru că citim cuvântul lui Dumnezeu de la Genesa până la Apocalipsa, centrul revelației divine a lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Cel ce a murit pentru păcate și a înviat din morți. Slăvit să fie numele Lui. Și centrul misiunii sale este tocmai răstignirea Lui pe cruce și învierea Lui, pentru ca prin credința în El, orice păcătos de pe pământul acesta să aibă viață veșnică, să aibă iertarea păcatelor, să reintre împărtășia cu Dumnezeu pierdută prin căderea omului în păcat și în fără de legi. Iată ce spune cuvântul Domnului despre aceste persoane. Pe când se duceau femeile de la pământ ca să anunțe că a înviat Domnul Iisus, unii dintre străjeri au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Însemnează că au spus despre cutremurul de pământ, probabil că l-au și simțit și ei. Însemnează că au spus că piatra sigilată cu insemnele autorității romane și evreiești s-a rostogolit, fără să atingă cineva de pe pământ această piatră, deschizând mormântul. De asemenea, trebuie că le-au mărturisit că au apărut niște îngeri a căror înfățișare era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
și de aceea trăjenii au tremurat de frică. Toate acestea s-au dus repede și au spus preoților celor mai de seamă. Și aceștia au fost categoria tăgăduitorilor învierii. Veți spune, bine, dar aceștia sunt oameni care cunoșteau Scripturile. Sigur că da, preoții cei mai de seamă ai lui Israel cunoșteau Scripturile, dragii mei. Numai că într-o altă discuție a Domnului Iisus, înainte de cele întâmplate cu ei, le spune printre altele, tocmai vorbim tot despre înviere, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. De ce aceasta? Pentru că, dragii mei, ei, reprezentanții religiei evreiește pe vremea aceea, răstălmăceau Scripturile în scopul propriilor lor interese. Ei se constituise în cadrul Imperiului Roman, care stăpânea acolo în Palestina, într-un fel de partid religios, care se lăudau și ei că așteaptă pe Mesia. Dar ce fel de Mesia așteptau ei? Un Mesia care să se așeze în fruntea lor, să dărâme cu puterea lui dumnezeiască Imperiul Roman și să ajungă ei la putere. Ce răstălmăcire a Scripturilor, frați și surori! Și vă rog să observați că această răstălmăcire a Scripturilor însuși Domnul Iisus Hristos o lămurește când stă în fața lui Pilat. Când îl întreabă Pilat, ești tu împăratul iudeilor care ai venit să stabilești o împărăție a lor? Și Domnul Iisus a spus, da, sunt împărat, dar împărăția mea nu-i de pe pământul acesta. Deci vă rog să observați persoane care nu cunosc sau care răstălmăcesc Scriptura, cad în rătăcire și devin tăgăduitori a cele mai importante opere săvârșite de Dumnezeu pe pământul acesta. Și vă rog să observați că acești tăgăduitori care au inițiat de fapt tăgăduirea, își găsesc asociați, își găsesc persoane cu care să intre în cârdășie. Și anume, niște coruptibili, niște ostași, spune cuvântul Domnului, care au fost puși să păzească mormântul fără niciun fel de scrupule, spune cuvântul Domnului, că după ce s-au dus și au anunțat vestea cea bună, adică toate cele întâmplate la mormânt, preoții cei mai de seamă, împreună cu bătrânilor rodului, au dat ostașilor mulți bani. Iată, prin intermediul corupelii acestora, prin mituire, le-au încredințat mesajul minciunii. Duceți-vă și spuneți că ucenicii lui au venit și l-au furat pe când urmea noi. Întrebarea este, de ce nu s-a aplicat asupra lor pedeapsa pentru eșecul păzirii lor? Pe vremea aceea, dacă era un ostaș de pază sau mai mulți să păzească pe un deținut și dacă acesta evada, trebuia să ia el locul în temniță și trebuia să fie el condamnat în locul deținutului respectiv. Iată minciuna, frați și surori, iată cum s-a pornit această atitudine care înseamnă tăgăduirea, numai să fie tăgăduită învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Repet, se găsesc falsificatori ai Scripturii, se găsesc să intre în cârdășie oameni care și ei au un singur interes, să câștige bani. Unii să câștige putere, alții să câștige bani. Și se înțeleg foarte bine și se pornește în dimineața învierii minciuna care spune Scriptura aici, ostașii au luat bani, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Ce-am putea să le spunem acestor oameni care există și în zilele noastre de astăzi? Știți că să cheltuiesc sume mari, să se scrie cărți, să se facă filozofii care să
tăgăduiască învierea Domnului nostru Iisus Hristos, se găsesc gârdășii, interese politice și interese materiale. Se găsesc oameni coruptibili ca să se răspândească minciuna în locul adevărului. Ce-ar putea să le spunem acestora în Duhul lui Hristos cel înviat din morți, decât ceea ce a spus El însuși? Cercetați Scripturile, pentru că ele vorbesc despre mine. Și toți acei care au cercetat cu atenție Scripturile, chiar dacă au început cercetarea cu gândul de a tăgădui pe Hristos și opera salvării Lui, dacă au fost sinceri, au descoperit adevărul, glorie lui Dumnezeu. Și minciuna n-a putut să biruie, deși foarte, 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 foarte mari eforturi se depun pentru lucrul acesta. O altă atitudine în dimineața învierii, frați și surori, este atitudinea incertitudinilor. Adică a celora care îl cunosc oarecum pe Domnul Iisus, chiar au fost cu El o vreme, chiar poartă numele de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, ca astăzi nume de creștini, să spunem așa, însă care, dragii mei, sunt oameni care au uitat Scripturile. Dacă ceilalți care au răspândit minciuna nu cunoșteau sau au răstălmăcit Scripturile, ucenicii Domnului Iisus sau cei ce purtau numele de ucenici ai Domnului Iisus Hristos au uitat Scripturile. Adică, aduceți-vă aminte că aceasta a fost primul lucru care li s-a tras atenția în dimineața învierii. A spus Domnul Iisus Hristos întâi femeilor, după ce îngerul mai întâi a spus, nu este aici, a înviat după cum vă zisese, ați uitat? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Apoi, după aceea, în continuare, Domnul Iisus Hristos, tot în ziua învierii, ajunge pe doi rătăciți pe drumul Emausului, care și ei umblaseră un timp cu Domnul Iisus. Și primul lucru pe care îl spune Domnul Iisus după ce îi chestionează pe aceștia despre ce vorbeați pe drum și după ce ei își mărturisesc necredința, îndoiala, își mărturisesc incertitudinea, Domnul Iisus Hristos are următoarele cuvinte pentru ei. O, oameni zăbavnici, o, oameni care sunteți încet la minte când trebuie să credeți tot ce spun Scripturile. Ați uitat Scripturile. Și spune cuvântul Domnului că pe drum le-a deschis din nou Scripturile, ca să-și aducă aminte. Același lucru îl spune Domnul Iisus Hristos apoi și în seara prima învierii, când s-a arătat ucenicilor. Citim în Evanghelia după Matei că le-a spus, după ce le-a împărtășit din fața Lui, din prezența Lui, le-a adus aminte spunând, așa este scris și așa trebuia să plătinească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor de pretutindeni în numele Lui iertarea păcatelor. Și le-a adus aminte de ceea ce spun Scripturile. Atât femeile sunt mustrate, femeile care îl iubeau pe Domnul Iisus și îl cunoșteau, atât cei doi care mergeau spre Emaus sunt mustrați pentru faptul că au uitat Scripturile, cât și toți ucenicii în seara când s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. La ce conduce uitarea Scripturilor, frate și surori? La rătăcire. La ce conduce uitarea Scripturilor? La incertitudine. Și bineînțeles că fiind într-o incertitudine, aceștia alunecă în diferite rătăcini. Unii dintre ei pot să alunece în forme tradiționale moarte, care nu servesc absolut la nimic. Nici sufletului omenesc, nici prostăvirii nu
Mântuitorului înviat. Așa cum s-a întâmplat cu femeile care au plecat de dimineață la mormânt uitând Scripturile. Uitând și neglijând Scripturile, în loc să fie cele care să-L mărturisească pe Domnul, ele iau uniforma de mironosițe. Iau atitudini caracteristice interesului pentru morți. Niște tradiții care erau în Israel. Dar oricât de bune ar fi fost aceste tradiții, nu se mai potriveau. Că Iisus Hristos nu mai era în mormânt. Oricât de mult, prin așa numite tradiții creștine, care pot fi foarte, foarte pompoase, ar încerca cineva să pară creștin, nu poate fi decât o persoană cu incertitudini. Pentru că nu se potrivesc tradițiile cu Hristos înviat din morți. Glorificat să fie numele Lui. De aceea vă rog să rețineți această atitudine a incertitudinilor, trebuie neapărat să fie risipită. Vă rog să observați că cei care au incertitudini în ce privește învierea Domnului Iisus Hristos din pricina faptului că au uitat Scripturile, e foarte greu pentru ei să apuce trăirea prin credință. Și lucrul acesta ne este dovedit tot în istoria învierii Domnului Iisus. Spune cuvântul Domnului despre femei că atunci când au înțeles că este Domnul Iisus care le-a întâmpinat plecând de la mormânt ei, ele, s-au plecat repede să-i cuprindă picioarele. Dar vă rog să observați împăratul, în loc să le spună fiți binecuvântate, sunt așa de fericit că voi m-ați întâlnit. Le spune, lăsați această închinare falsă. Duceți-vă repede, ne spuneți, ucenicilor mei cu care vreau să mă întâlnesc. Lăsați obiceiurile, lăsați ungerile, lăsați celelalte lucruri fără nicio valoare. Mergeți repede, ne spuneți. Așa îi spune și Mariei, frați și surori. Mariei chiar îi spune mai precis. Când Maria i-a spus, Rabuni, învățătorule, când l-a recunoscut, s-a plecat să-i cuprindă picioarele, Domnul Iisus i-a spus, traducerea noastră spune că i-a spus, lasă-mă că încă nu m-am suit la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. În original, expresia însemnează, nu mă atinge, pentru că s-a terminat cu trăirea prin vedere. Relația cu Hristos prin vedere. Mă sui la Tatăl meu, mă sui în slavă, n-am să mai fiu omul căruia să-i cuprindeți picioarele, față de care să formați tradiții, față de care să faceți închinăciuni formale pe pământul acesta. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Acesta e cuvântul de după învierea Mântuitorului. Am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, vă rog să observați cât de greu le este la cei cu incertitudine să apuce pe calea credinței, adică să creadă fără să pipăie. Ce să mai spunem despre Toma? Oricât îi spun ceilalți, am văzut pe Domnul înviat din morți, el dorește să trăiască mai departe după simțuri. Dacă nu voi pune degetul meu în pălmile lui, dacă nu voi pune mâna mea, palma mea în coasta lui, ca să-i pipăiesc eu rana sau cicatricea lăsată de rana romanilor, dacă nu-l voi vedea cu ochii mei, n-am să cred. Și așa de greu a trecut acest om, acest ucenic al Domnului, de la starea de incertitudine la cea de certitudine. Și când a putut să treacă, 8-a zi când din nou s-a arătat Domnul Iisus și lui Toma, vă rog să observați că nu i-a mai trebuit să pipăie. Și-a neglijat simțurile, și-a neglijat toate celelalte și toate pretențiile. Și a căzut în adevărată închinare în fața Domnului, spunând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Să ne întrebăm dacă nu cumva ne includem în această categorie, categoria incertitudinilor. Rețineți, vă rog, cei ce nu sunt clari cu faptul că Domnul are
se abat de la adevărata trăire și închinare creștină, se abat de la părtășia frățească a bisericii, apucă pe drumurile lor, spre Emaus, apucă spre interesele lor, Petru spune la un moment dat, mă duc să privește în ceața aceasta incertitudinilor. De aceea vreau să rog pe cel atotputernic să-i spun, Doamne, ai milă și fă tu certitudine în viața pocăiților. Amin. Să vadă toți că ai înviat din morți, să fie clar. Să ajungă așa cum a ajuns și robul Domnului Iov din Vechiul Testament. Citiți, vă rog, capitolul 14 din cartea lui Iov și veți vedea câtă descurajare. O, dacă ar putea omul să mai învieze încă o dată, spune el, aș mai trage nădejde. Dar omul e ca animalul, moare și unul și celălalt. Și vrea cum se mai scoală, spunea el, în disperarea lui. Mai mult decât atât, spune el, un copac e mai presus decât omul. Chiar dacă el cade, o odrăslește din nou, din pământ. Cei ce ar citi Scripturile, vă aduceți aminte. Dar aceasta era faza aceasta a unei trăiri sub presiunea simțurilor și îngrijorărilor și necandurilor și ispitelor prin care trecea și servul Domnului Iov în acele împrejurări. A venit însă vremea când în capitolul 19, versetul 25, vă rog să-l priviți, să ascultați ce spune el. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea. Nu ai altuia. Și mie el îmi va fi binevoitor. Oricine cine este încă în incertitudine, să treacă de la incertitudine la certitudine, la clarificare. Și Domnul să clarifice pe fiecare. Deci pe adevărul învierii Domnului Iisus Hristos. Dar vă rog să observați în continuare. Oare există o altă categorie, o altă atitudine, atitudinea convingerilor ferme. Deci a fost atitudinea tăgăduitorilor, cât de murdară. Atitudinea celor ce sunt în incertitudine și tot oscilează, între sărbătoare de Paști și petreceri, între venitul la biserică și căutarea propriilor interese, cum spunea la ora de rugăciune fratele Vor, atât de precis din cuvântul Domnului, între a rămâne în părtășie cu credincioșii sau a pleca la Emaus, la propriile interese, între a rămâne în lucrarea Domnului și a mărturisi învierea sau a pleca la prins pește, așa cum s-a întâmplat cu Petru și cu ceilalți șase dintre ucenicii Domnului Iisus, datorită incertitudinii. Dar vă rog să observați că este descoperită și atitudinea convingerilor ferme. Și iată, această atitudine a convingerilor ferme se realizează printr-o întâlnire personală cu Domnul cel înviat din morți. Vă rog să observați că dacă e ceva important ce a reieșit din cuvintele îngerilor și din cuvintele Domnului la mormânt în dimineața învierii, a fost gândul acesta că se va întâlni cu ai săi. Duceți-vă repede și spuneți ucenicilor mei că mă duc la întâlnire. Eu mă țin de cuvânt. Acolo unde am spus, în Galileea, vreau să am o întâlnire sărbătorească cu ei. Apoi spune repede Domnul, spuneți-i și lui Petru. În mod deosebit vreau să-l întâlnesc pe Petru. Petru era acela care se lepădase de Domnul Iisus Hristos. Și frați și surori, într-adevăr, acei care au parte de o întâlnire personală, reală, cu Domnul nostru Iisus Hristos înviat din morți, aceia iau atitudinea unei convingeri sincere, totale, ferme și, bineînțeles, care e secretul, secretul care loc o mare transformare. Întâlnirea personală cu Iisus Hristos, cel înviat din morți, pe calea pocăinței sincere, așa cum s-a pocăit și Petru, așa cum a regretat și Toma, și apucând credința la care a chemat și cheamă cel înviat din morți și ne cheamă Scripturile pe fiecare dintre noi, se întâmplă o minune în viața persoanelor respective. De aceea, ei constituie categoria celor care au
atitudine de convingere fermă. Și anume, care este marea minune care se petrece? Ei înviază la o viață nouă prin credința în Domnul Iisus. Din starea de păcat, de lepădare, de necredință sau din orice altă stare, exact așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Efeseni, capitolul 2, despre toți oamenii. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele fiii noastre pământești, făceam din fire voile fiii noastre pământești și a gândurilor noastre. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, spune în continuare. Iată ce se petrece cu cei care au parte de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți. Și indiferent cine ai fi în această zi de sărbătoare în casa Domnului, vreau să te anunț că Domnul vrea să te întâlnească. Vrea să te întâlnească și nu trebuie să te duci nici la mormânt, nici la Ierusalim, ci trebuie să stai în fața Domnului cu pocăință față de păcatele săvârșite, de îndoierile tale, de neascultarea ta și să accepți prin credință că Domnul tău a ispășit toată vina noastră tuturor pe cruce înaintea lui Dumnezeu, a călcat în cu moartea și învierea Lui, puterea morții în picioare, a călcat păcatul și l-a detronat pe diavolul, frați și surori, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta se întâmplă, această schimbare se întâmplă cu cei care îl întâlnesc personal pe Domnul Iisus. Și avem aici și exemplificări. Mirolosițele noastre care de dimineață umblau după lucrul moarte, acum vestesc învierea, sunt misionare. Ce frumos! Apoi, vă rog să observați, cei doi care erau rătăcitori, depărtându-se de părtășia creștinilor adevărați, rătăcitori spre interese personale, în miez de noapte se întorc repede înapoi la Ierusalim. Au un foc care clopotește în inima lor, focul convingerii că Mântuitorul a înviat și li s-a prezentat și lor la un întâlnit personal. Apoi, uitați-vă în continuare, și Toma ajunge ca el, necredinciosul, să se schimbe total când se întâlnește cu Domnul Iisus, într-un închinător și ascultător de Dumnezeu, spunându-i Domnului, Domnul meu și Dumnezeul meu, însuși Petru, dragii mei, care s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori, când se întâlnește personal cu Domnul cel înviat, din vinovatul care probabil nu prea se putea ierta nici pe el, nici el pe el. Domnul Iisus Hristos îl iartă și îl face păstor al turmei sale. Când te vei întoarce la Dumnezeu, de fapt, i-a prevestit Domnul meu, Domnul Iisus Hristos, înainte de moartea Lui, când te vei întoarce la Dumnezeu să sprijinești pe frații tăi. Iar acum îi spune, paște oile mele, paște oițele mele, paște mielușeii mei. Dragul meu ascultător, nu știu precis în ce situație te găsești, dar Domnul Iisus vrea să te întâlnească. Stai în fața Lui chiar în aceste momente. Deschide-ți inima și spune-i, Doamne, Tu însuți vrei să mă întâlnești, sunt aici. Adu-ți aminte de ce a spus și spune El prin Scripturi. Și spune cuvântul Domnului apoi în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10, principiul doctrinar creștin. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și pentru tine și pentru mine, vei fi mântuit. Vei fi mântuit de credința ta, de lepădarea ta, de păcatele tale. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb încă o dată, cercetați-vă, dragii mei ascultători, fiecare, și întrebați-vă din ce categorie fac parte.
Ce atitudine față de înviere mă caracterizează? Dacă cumva mai există cineva pe aici care are atitudine de tăgăduire, la acela vreau să-i spun doar atât că minciuna nu va rezista în fața adevărului. Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Mai mult decât atât, vreau să spun că în timp ce s-a răspândit minciuna, s-au ridicat martori învierii, un nor de martori, priviți vă rog, mormântul gol, o mărturie care nu există în nicio altă religie. Doar mormântul lui Hristos este gol, nici a lui Mahomet, nici a lui Buddha, nici a lui Confucius. Toți au morminte unde se duc din tradiție oamenii care cred în ei să se închine. Apoi, piatra răsturnată pe care nu putea să o răstoarne nimeni, că avea nu numai greutate, dar insemnele autorității romane și evreiești religioase. Apoi, giulgiul în care a fost înfășurat Domnul Iisus trupul lui și ștergarul cu care i-a înfășurat capul, le-au găsit acolo, în mormânt, ucenicii când au venit. Și știți cum păreau acestea? Ca și cochilia în care a fost înfășurat viermele, care însă s-a transformat într-un frumos fluture și a ieșit afară din cochilie și a rămas acolo cochilia. Nu a trebuit desfăcută cochilia, el a ieșit afară. Așa Domnul nostru s-a metamorfozat călcând în picioare puterea morții și el, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din moarte cu moartea pe moarte călcând. Ce să mai spunem despre mărturiile celor care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos? În total, în Scriptură, frații și surori, rețineți 25 de mențiuni despre arătări ale Domnului Iisus, începând cu ziua Învierii, 5, apoi alte 5 și apoi multe altele. Și în felul acesta, adevărul este că nu poate să rămână în stare de tăgăduire decât acela care mai are interese să tăgăduiască. Doamne, ai milă de ei! Iar dacă cineva mai este pradă unor tradiții nedemne de Hristos cel înviat, poate chiar pradă faptului că pentru el sărbătoarea Paștelor înseamnă mâncare și băutură. Am văzut la știrea dimineață, spuneau, arătau, dovedeau acolo că după ce au fost unii la Patriarhie să ia lumină, au petrecut repede toată noaptea la taverne, la cluburi, în destrăbălare. Unii dintre ei au mărturisit că deja băuse mult. Înseamnă că nu lumina a luat în tunere. Doamne, ai milă de lumea în care trăim. Și ajută Tu pe cei care s-au întâlnit cu Tine, ajută-ne pe noi să fim credincioși fermi, mărturisim prin faptă și morte, prin cuvânt și faptă, că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și s-o dovedim prin trăirea noastră, așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Amin! Amin.